Doamnelor, domnilor, bun găsit în studioul Drepturilor Omului. O simplă relație de dragoste între două persoane de același sex, ambele fiind de acord să devină un cuplu, ar fi o provocare pentru majoritatea societății moldovenești. Asta pentru că 85% din populația Republicii Moldova nu ar accepta o persoană gay sau lesbiană, nici în calitate de vecin, nici ca prieten. De cele mai deseori, astfel de relații intră în gura lumii ca fiind amorale și contrare legii lui Dumnezeu. Cât de justificate sunt însă privite de către biserică atacurile de ură împotriva homosexualilor și de ce această minoritate este privită cu vrajbă în spațiul public, vom afla de la invitații din studio. Este vorba despre Doina Ioana Străisteanu, membra Consiliului pentru Prevenirea și Combaterea Discriminării și Asigurarea Egalității. Dumnezeu. Bine ați venit! Angela Frolov, coordonatoare de programe la Gender Doca. Mihaela Așder, directoarea Centrului de Informare în domeniul Drepturilor Omului. Și Mihail Panas, parohul Bisericii Sfânta Vinere din municipiul Chișinău, doctor în teologie și istorie. Pentru început, stimați invitați, am vrea să vă prezentăm câteva date interesante sociologice care v-ar prezenta și dumneavoastră interes. Așadar, aceste date arată că homofobia este prezentă în majoritatea instituțiilor publice și private, unde persoanele homosexuale sunt acceptate în calitate de vecini doar de 14% dintre respondenți, în calitate de coleg de muncă de 13%, în calitate de prieten de 10%, iar în calitate de viitor membru al familiei de doar 4%. Colegii noștri au întrebat petrecătorii din Florești și Căușeni ce cred despre manifestațiile organizate de comunitatea LGBT. De ce drepturile acestor persoane nu sunt pe deplin încurajate, aflăm chiar în câteva clipe. Ați acceptat să se organizeze pentru ele parade, întruniri în Moldova? Nu, ei îi plac să se întâlnească, dar undeva izolat. Nu în... defileze în toată capitala, în toată strada, că ei sunt gay. Dar și noi demonstrăm, ieșim la demonstrații, că noi suntem de orientare dreaptă. Acceptați să fie organizate întruniri, parade pentru persoanele gay și lesbiene? Nu. De ce? Eu știu pe din altă țară, da. Că atare Moldova, să continuă, n-ar trebui să fie. Nu думаю. De ce nu? Парады геев вы имеете в виду? Не думаю. Ну зачем? Я считаю, что это должно быть поскромнее, наверное. А тебя акцептация фи организации интрунир парады пентру очисти персонал? Ну. Почему? Пентру ам купил ши наш врека купил мю са вадаша. Очисти персони, кред ка науку алчева к чесу купа. Мы бини аргасии алту окупатии, мы интересанты ш мы... Чил мы негативы. Мы негативы на риунде. De atâta că de la Dumnezeu niciodată nu a fost așa. Chiar în și orice religie nu. Eu nu mă înțeleg. Una, cum dă voie de orice să facă lucrurile astea? Asta eu cum aș începe mea să-i ridic rochea în cap? Asta eu așa vreau. Nu, cum? Cum? Nu trebuie să dai voie să fac. Și nici și vreau. Nici într-un caz. Eu cred că nu-i normal. Și așa ceva la noi în Moldova. De ce? E bine pentru oameni. Am văzut că majoritatea oamenilor din stradă consideră că manifestațiile gaylor și lesbienilor sunt contrare legii lui Dumnezeu, dar și a propriilor lor valori. Vrem să întrebăm oaspeții din studioul Drepturilor Omului de ce se întâmplă acest lucru. Vrem să începem cu Angela Frolov, coordonatoare de programe la Gender Docam, care reprezentați drepturile gaylor și lesbienilor. Vă așteptați la astfel de opinii? Vă aprindeți practic paie în cap cu manifestațiile respective și considerați că veți reuși să convingeți masele din Republica Moldova care au opinii destul de diverse, practic mai mult negative decât pozitive? Nu sunt deloc mirată de asemenea întrebări, pentru că în Republica Moldova conceptul drepturile omului și libertatea unei personalități încă nu este destul de cunoscută și destul de folosită. Și chiar dacă vedem cum se educă copiii, interesele lor nu sunt ascultate, este impusă opinia părinților și dacă copilul are altă opinie, el este chiar și bătut.
Deci asta este, din păcate, cultura Republicii Moldova. Oamenii cred că este suficient să nu-și dorească ei să iasă cineva în stradă și asta ar fi suficient ca cei care nu-i doresc să nu iasă în stradă. Oamenii consideră că ei pot dicta altor oameni străini cum aceștia trebuie să-și trăiască viața și de care libertăți trebuie să se bucură și de care nu. Este o problemă foarte mare care nu atinge doar comunitatea LGBT din Moldova. Atinge oricare alt grup minoritar, inclusiv oricare grup religios minoritar, oricare grup etnic minoritar și așa mai departe. Credeți că aceste opinii sunt influențate într-un fel sau altul de ceea ce zic fețele religioase din Republica Moldova, faptul că homosexualitatea este un păcat, după care îl voi întreba și pe părintele Mihail Panas ce le spuneți enoriașilor? Fețele religioase sunt și ei cetățenii Republicii Moldova, crescuți și educați în aceeași societate, deci nu diferă cu nimic, au și aceleași prejudecăți și aceleași frici, însă mai au și interese care încearcă să le urmeze în activitatea sa. Deci nu văd de ce fețele religioase ar trebui să se deosebească de oricare alt cetățean Republicii Moldova. Domnule părinte Mihail Panas, vreau să vă întreb dacă acceptați comunitatea LGBT să vină la biserica dumneavoastră, unde duceți slujbele în fiecare duminică. Sunt deschise pentru toți, dar noi trebuie să înțelegem doctrina bisericii, doctrina creaționismului. Cine este omul și cu ce el este înzestrat și ce este lui negativ. Așa că dumneavoastră de manipulați cu unele momente, dar eu dimineața pe dumneavoastră v-am întrebat când a apărut prima legislație? Așa că drepturile omului le-au apărut tătă încoace, tare târziu. Dar prima legislație, care a fost destul de corectă, a fost făcută de Constantin cel Mare în 14 paragrafe. A doua legislație, așa ca pentru stat, a fost făcută de Iustinian cel Mare în 527. Și atunci ne întrebăm după care legi ne conducem într-un stat laic, care este Republica deci, Moldova. Imperiul Bizantin a existat mai bine de 1000 de ani. Oricare alt imperiu a rezistat acolo, a existat de 200 de ani, 70 de ani, poate ceva mai mult care. Și pentru istorici, pentru oamenii politologici, pentru oamenii de studiu, este o enigmă. Cum poate așa stat să existe? De ce vă vorbesc asta? Că era o stare sănătoasă. Noi deci până la urmă ați spus că acceptați aceste persoane în Biserica Sfânta Vineri. Ușile sunt deschise. Dar lesbienșele și gheie nu se împărt și dacă ei sunt așa. M-ați înțeles? Aș vrea să aflu ce le spuneți enoriașilor dumneavoastră despre homosexualitate. Bărbat și femeie care se cunună, care nasc copii, care promovează interesele, mă rog, neamului. Dar aceștia sunt paraziți, într-un știubei, dacă sunt paraziți ăștia care mănâncă mierea, pe care albinele o agonisesc. Cum vă uitați la lucrul ăsta? Haideți să vedem dacă aceste persoane au dreptul să protesteze în fața... Dar duc să iei un învoar, măcar în cancelarie cerească. Au dreptul aceste persoane să muncească, să aibă copii, familie? Să muncească, să lucrez. Dar ei dacă nu vor să nască copii, ce-i cu ei? De unde știți de asta că nu vor? Păi da, doi gay se căsătoresc și înfiază alți copii. Nu este normal lucrul ăsta. Mă iertați că eu apăsat vorbesc. Nu e normal. Că ei afectează psihicul, că-i fetiță, că-i copil, în fiat. Ați făcut studii în domeniul ăsta? În ce mod afectează psihologia oamenilor? Un cuplu gay, de exemplu, două lesbiene care își trăiesc viața zi de zi. Ce-a făcut Dumnezeu cu Sodomul și Gomora? A fost blăstămat și a rămas mare moarte și e moarte și până azi nimic nu crește acolo. Ce s-a întâmplat cu Lot și soția sa? Mă rog, într-o formă mai arhaică povestită situație. De ei de mare înțelepciune. Ar trebui aceste persoane să fie iubite, așa cum zice Scriptura. Este dragostea, dar
sunt momentele când omul trebuie să se vindece. Hai să facem pentru tălhar niște ONG-uri să le spunem că iau drept. Niște, eu știu, corvari. Vă rog să nu ofensați. Niște, a? Vă rog să nu ofensați. Da, eu nu ofensez, că asta e păcat. Mă întorc înapoi. Faceți ONG-uri pentru ăștia care se ocupă cu... Pentru că cei ce purtați la gât, Catar, ar trebui să vă obraze o leacă. Și să vă cheme la soviste. Vă mulțumesc, dar alături de oamenii răi nu vreau să stau. Dar nu vă nimeni, face dacă noi suntem așa păi de dacă răi... v-am spus că e păcat. Omul la noi când îi spui păcate că reacționează ca dumneavoastră. Haideți să ascultăm și părerea Mihaelei Așder, care înțeleg că împărtășește anumite credințe și chiar vreau să aflu de la dumneiei dacă ai întâlnit, Mihaela, persoane gay, lesbiene care sunt creștine, care împărtășesc credința eu în Dumnezeu. Eu am să vorbesc. Nu sunt creștini aici, cei care vin să se împărtășească. Haideți să vorbim pe rând. Dacă sunteți de altă confesiune. Suntem mai mulți aici. Da, poftim. Respectăm, așa? Poftim. Corect, în spiritul dragii. Eu sunt pentru societatea noastră să fie oameni sănătoși. La întrebarea care o pusesem mai sus, care este poziția bisericii? Deci, cred că ceea ce avem astăzi prezent în studio, persoana care avem și opinia care a fost verbalizată, este doar una dintre opinii în acest aspect. Da? În majoritatea cazurilor este una dominantă și majoritară, dar nu unica. Experiența mea de lucru în domeniul drepturilor omului, deci mi-aduce în aminte comunități și comunități religioase care au întrunit gay, lesbiene, persoane transgender și bisexuale. Haideți să avem răbdare. Să avem răbdare. Și o să vă aduc exemple. Deci, Statele Unite și ale Americii au comunitatea Metropolitan Community Church. La nivel de Europa avem o formațiune care se numește Forul European al Creștinilor LGBT. Tot așa avem grupuri și comunități creștine LGBT în întreaga Europa, în Africa și în mai multe țări ale lumii. Deci să înțelegem clar că nu există o opinie univocă în acest sens, există opinie de alternativă. Nu poate exista, doi, este o doctrină. Doi, îmi dați voie să vorbesc. Îmi dați voie să vorbesc, așa? Apropo, felul în care vă purtați, iarăși vorbește despre puterea și dominația pe care de obicei o exersează biserica. Cu părere de rău, biserica ar trebui să exerceze și să exercite dragoste, acceptare, toleranță, nu dominație, persecuție și ură. De fapt, vă rog frumos, îmi dați voie să termin mesajul. Deci ceea ce spuneați mai sus dumneavoastră vis-a-vis de comunitatea LGBT și despre persoanele astea se califică nu altfel decât discursuri de ură. Discursul de ură care este urmărit legal și în Europa și în Statele Unite și în toate statele civilizate și nu cred că puteți să vă bucurați de mai multă libertate aici în Moldova. Moldova e parte la multe instrumente internaționale și inclusiv legislația Republicii Moldova nu permite asemenea discursuri. Da? Dumneavoastră trebuie să înțelegeți că în calitatea în care sunteți astăzi aici, sunteți autoritate pentru foarte multă lume. Să autoritate și eu dacă îmi spus că e păcat, nu mă luați pe mine că eu ascultați. Nu sunt tolerant. Ascultați, păcat. Când dumneavoastră vorbiți de rău, un grup de oameni, ce mesaj și ce exemplu dați altor oameni? Vă privesc copii, vă privesc tineri, lasă-mă privească și ei nu o să accepte gheie și lesbiezmul și perversele. Vreau să mai fac o singură remarcă. Dacă, părinte, doriți să plecați, vreau să vă propun să urmăriți un reportaj care a fost realizat de mine în Bulevardul Grigore Vieru din Chișinău, când a avut loc marșul gheilor și lesbienilor, ca să înțelegeți din ce cauză există un grup de oameni care... O să vedeți reacția lor și chiar vreau să aflu ce gândiți despre aceste reacții care pentru mine mi s-au părut în afara legii lui Dumnezeu, când mai mulți oameni strigă să fie aceste persoane izolate. Nu voi numi cuvintele care au... și modul în care au intimidat acest grup persoanele LGBT, după care să vorbim și despre mesajele de dragoste. Să vedem acest reportaj, după care revenim în studio. Thank you.
întrebați? Păi eu vă întreb pe dumneavoastră. Dar ce pancartă aveți acolo? Dați răspuns la întrebare, de ce nu vreți? După dumneavoastră dați întrebări. Mătălești mie? Sau Concita? Sau Concita? De care problema dumneavoastră? De ce nu le permite? Doamna, trece drumul, trece drumul, vă rog frumos! Vă rog, trotuar frumos! Ce-mi strigăm și vrem cum vrem? Acolo, acolo. Și gaz de la o parte de 3 metri. Părinte, hai că nu-i frumos, arată exemplu. Vine cu coace, băi! Nu-ți rușine, băi, dai țara și pățuri, băi! Ia să întâlnim casă la minte, n-ai treabă cât de... E nici este numai milă din partea noastră. Вы выбрали этот день не случайно. 17 мая – это международный день борьбы с гомофобией и трансфобией во всем мире. И мы рады, что в Молдове есть люди, которые разделяют это, которые считают, что гомофобия и трансфобия недопустимы в нашей стране. So proud of you. You are such a brave people. Really, congratulations. And I'm so proud that you managed to walk today in such a wonderful city, which is Chișinău. Chișinău today is a rainbow city, and I'm so proud of that. Pe strada aceasta a Chișinăului și astăzi Chișinăul este un oraș al Gorgobeului. Cui trebuie fotografia astea? Dar unde s-o dus-i? Dar unde s-o dus? Cum vă nu vă rușine și faci în țara asta? Am revenit în studioul Drepturilor Omului, am văzut două grupuri de protestatari, unii care protestau pașnic cu panglici, spunându-și păsul că trebuie să fie liberi într-o țară democratică. Pe marginea cealaltă de drum se aflau mai mulți oameni care, ați văzut și dumneavoastră, manifestau o atitudine agresivă față de comunitatea LGBT. În aceste condiții vreau să vă întreb, Doina Ioana Străisteanu, membra Consiliului pentru Prevenirea și Combaterea Discriminării și Asigurarea Egalității, cum comentați aceste discursuri, aceste două atmosfere total diferite? Cum aș putea să comentez decât felul în care noi și le-am văzut? Este rezultatul instigării la ură pe care am auzit-o și aici în studio, de la o persoană care pretinde că este bine educată, că cunoaște foarte bine dogmele religioase și care pretinde că răspândește dragoste între oameni, pentru că sunt oameni, lăsați de Dumnezeu. Eu, în calitate de membru a Consiliului Nediscriminare, am avut ocazia cu colegii mei să examinăm mai multe cauze, plângeri, de fapt, depuse la Consiliu, în care s-au ridicat întrebări despre discriminare pe criteriul orientării sexuale, în acces la servicii, în informațiile publicate în spațiu public. Și la moment există pendintă o cauză față de Valuță, la examinarea căreia eu m-am retras pentru că am fost implicată în alte dosare cu dumnealui. Și față de dânsul există o plângere, iarăși, pentru instigarea la ură. Ce înseamnă instigarea la ură, ca să înțeleagă și telespectatorii și toți invitații prezenți în studio? Unde sunt libertățile de exprimare și faptul că homosexualitatea este un păcat? Unde ai dreptul să o spui și ce ai dreptul să nu spui? Deci ceea ce noi am văzut de la reprezentantul Bisericii Ortodoxe aici în studio este exact o situație de instigare la discriminare și discurs de ură.
Fiecare din noi are dreptul la libertate de religie, absolut, și ai dreptul să crezi în orice dogmă, în orice torent religios. Dar nu este un drept absolut, este un drept relativ. Și acolo când începe să pronunțe anumite fraze, chemând la nerăbdare, chemând la ură, chemând la dispreț, cu nivel de superioritate nejustificată a sine însuți față de alții, într-un spațiu public, toate astea sunt afișarea unei atitudini intenționate de discriminare. Este exact definiția instigării la discriminare. Libertatea de religie și convingeri religioase se opresc acolo unde o altă persoană poate pretinde că a fost discriminată. Ori împotriva ei s-a instigat la discriminare. În momentul în care vorbim despre gay, biserica trebuie să se oprească acolo când zice că textele biblice o califică ca un anumit, ca un anumit păcat sau cu o anumită acțiune nebiblică sau contrară biblice. Dar în momentul în care vine într-un studio folosind spațiu mediatic pe care dumneavoastră l-ați oferit, folosind cuvinte urâte și jignitoare, contrar chemării să fie oprită, acest uz de cuvinte, asta deja depășește limitele libertății de religie. Asta este exact problema societății noastre. Într-un vid informațional, unde oamenii din zone rurale și alte orașe nu au acces la informație, și atunci când vin acasă, pun știrile pentru ca televizorul să le informeze, doamne, ce s-a întâmplat astăzi? Și din televizor îi curge în casă vorbele care noi astăzi în studio le-am auzit, ce e asta? Asta e invadarea spațiului privat cu chemări la ură și discriminare. Deloc nejustificate. Asta nu duce la un discurs civilizat. Asta nu duce la înțelegerea unui subiect. Asta nu duce la dezvoltarea unui respect și a unui mediu tolerant, cel puțin. Nu duce. Asta atâță vrajbă între persoane. El a auzit aceste știri, l-a văzut pe mult stimatul îmbrăcat în haine religioase, iese în drum, să ia de vorbă cu un vecin, vecinul spune că e așa trebuie, așa sunt lucruri și să iau la bătaie. Cine este responsabil pentru asta? Domnule părinte Mihail Panas, v-a revoltat într-un fel sau altul spusele unui expert în drepturile omului? Am văzut că v-ați scos microfonul. Da, eu nu vreau să fiu exponat aici și să folosesc spațiu public. Eu v-am spus și ce prezintă poruncele. Și mă rog, doctrina bisericească așa este. V-am spus că ușile sunt deschise pentru toți. Cui se dă voie să împartă și care au trecut pe acolo. Îi pederast, lasă-l să fie pederast. Și cuvântul ăsta nu vă place. Este un cuvânt jignitor pentru care eu servesc într-un pahar cu așa om. Legea egalității care ar putea vorbă să de drepturile omului. Stați alea, că noi avem să prevadă unele sancțiuni noi avem, pentru avem, astfel de avem, cum spune tezaurul nostru, valori creștine, că la monaștiri din Bizanț. Scriptura nu schimbă niciodată. Este spus, este spus așa, cuvântul vostru trebuie să fie da, da, nu, nu. Celelalte sunt de la cel viclean. Care-i treaba? Lăsați că nu s-a schimbat. Legile ele sunt mai pe urmă decât Scriptura. Eu de ce v-am spus? Când a apărut prima legislație? Cum a fost? Cum a trăit societatea? Ce e acum? Deși trebuie să aducem noi răul ăsta în familie, așa, doar suferințe. Vreți să vă zic o chestie. Biserica spunea că ăștia sunt unealta diavolului. Acum toți poartă ochelari, inclusiv fețele bisericești. Pentru că asta este ca și medicament. Lasă prostiile și ca și medicament. Astea. Când vederea că este proastă, ți-ai ochelari, corect? Dar asta cândva era interzis de biserică. Deci, eu lui Natasha i-am spus că biserica nu e lăcașul în care el vede, dar în orizontală, în teritoriu. Biserica Ortodoxă din Moldova. Și biserica este poporul. Poporul reprezintă tezaurul valorii. Și am ochelari, e așa, și biserica asta spune. Asta e istorie. Biserica în Biblie nu-i scris nimic despre ochelari. Dar cine învață poporul? Și e chestie, nu, unul cine care sunt și poporul? Eu. Sunt preot. Sunt preot. Auziți, alții dumneavoastră vorbeau despre un caz din Turcia. Din Turcia. Unde au fost chipurile? Spune ea, un preot musulman. Dar este preoție în islam?
Asta e altă spune. Ești mula, ești mofti. Apoi e greu să pronunți cuvintele astea. Vorbește cum este doctrina. Dacă noi reprezentăm, dați-mi voie să termin o idee. Dacă noi reprezentăm teoria creaționistă, da? Aici nu e evoluționismul, aici nu e ateismul, aici nu este, eu știu, iluminismul cel de altă dată. Noi am fost injectați de ateism și felul regimului care a fost. Nu vedeți că lumea e căzut? Deci am zis să vă întreb despre reacțiile care le-ați văzut față de acest protest. Am văzut păcat. Că peste drum era un grup de oameni foarte violenți și agresivi. Unde? Ce idee aveți despre ei? Era locul potrivit pentru aceștia să contramanifesteze? Ați văzut reportajul care acolo, a fost difuzat. Deci persoane care ați văzut și dumneavoastră erau plini de agresivitate și bolnavi, gay și cu toți ăștia. Și nouă ne fac că păi nu vorbim despre gay, despre ceilalți care erau de partea opusă a drumului. Nu este și cultura, felul culturii, cum este, da? Și s-au făcut și s-au făcut cazul. De fapt, îi chemau să fie omorâți gay și lesbieni? Nu se omoară oamenii. Dar eu nu v-am spus despre decalog. Dumneavoastră spuneți că eu nu vorbesc ce își trebuie. Eu cu programele analitice m-am ocupat, eu am și predat. Eu am lucrat în domeniul extern, eu știu toate chestiile astea. Și cunosc și dumneavoastră mă iertați, e că teritoriile care au aparținut nouă, nu le știți. O să vă spun despre Mitropolia Moldovlahă, nu știți. Ce are un s-au alimentat. Așa e că asta e succesiunea poporului nostru. Noi avem, recent avem vreau să vă informez, domnule Mihail Panas, despre episcopul Marchel de Bălți și Fălești, care a fost acuzat de către judecătoria Bălți ieri pentru faptul că a instigat la ură față de gay și lesbieni în Republica Moldova și a declarat și a informat publicul despre niște date eronate cu privire la HIV-SIDA. Am vrea să urmăriți care este această declarație a domnului episcop și decizia judecătoriei, după care vom reveni să vedem unde este discurs de ură și ce înseamnă un discurs de ură. Să vedem reportajul după care revenim. Judecătoria Bălți l-a acuzat pe episcopul de Bălți și Fălești pentru incitare la ură împotriva comunității LGBT și l-a obligat să achite centrului GenderDoc.m despăgubiri de peste 22.000 de lei. Acum 2 ani, el declara la un post de televiziune că homosexualii nu ar trebui să acteveze în domeniul educației, să le fie îngrădit dreptul la muncă, iar circa 92% dintre aceștia ar fi infectați cu HIV. Legea de egalitate a șanselor care a deschis larg poarta pentru, aș zice eu, creându-le în sensul acesta condiții de Edem, un rai pentru homosexuali, să-i mai stopeze un pic, să nu li se permită chiar să se angajeze în câmpul de lucru, în instituțiile educaționale, în instituțiile de ocrotire a sănătății și în instituțiile de alimentare publică. Pentru aceste declarații, judecătoria Bălți l-a obligat pe liderul religios să prezinte scuze publice și să dezmintă datele care au fost prezentate eronat în adresa homosexualilor, majoritatea cărora sunt considerați ca fiind purtători de HIV-SIDA. Instanța de judecată, în conformitate cu articolele 236, 238, 241, procedură civilă, hotărăște. Se admite cererea de chemare în judecată depusă de Centrul de Informații GenderDoc împotriva lui Marchel, episcopul de Bălți și Fălești, din eparhia de Fălești, de Bălți și Fălești, a Bisericii Ortodoxe, privind recunoașterea declarației ca fiind discurs de ură și incitare la discriminare a persoanelor cu orientare homosexuală, obligarea să aducă scuze publice și să dezmintă informația răspândită, repararea prejudiciului moral, pentru ofensă adusă prin discursul de ură și incitarea la discriminare, compensarea cheltuielilor de judecată. Potrivit avocatei Doina Ioana Străesteanu, intenția liderului religios a fost de a defăima în public comunitatea LGBT și de a răspândi pe această cale idei homofobe. Nu este vorba în cuantum un prejudiciu moral, cât în faptul că un episcop a Bisericii Ortodoxe a fost recunoscut că a răspândit discurs de ură față de un anumit grup social.
Însă și de la sine asta este rușinos, în opinia mea. Decizia a fost pronunțată în absența ierarhului care întârziase la ședința de judecată. Împreună cu avocata acestuia, episcopul s-a abținut să facă careva declarații. Acesta are dreptul de a contesta în instanța superioară în decurs de 30 de zile decizia de judecată. Episcopul Marchel de Bălți și Fălești a refuzat să discute cu presa dacă va ataca această decizie la Curtea de Apel. Vrem să aflăm mai multe detalii de la avocata Doina Ioana Străisteanu, în ce mod ați cerut aceste drepturi să fie respectate de către episcop, ce anume s-a încălcat și dacă considerați că aceste discursuri și instigări la ură din partea fețelor bisericești vor fi într-un fel reduse, numărul acestora va fi redus odată ce tot mai multe sancțiuni vor fi puse în fața lor. Exact ceea ce am zis anterior, încercând să explic până unde poți să mergi cu exprimările civile sau religioase, nu contează, și când trebuie să te oprești, este exact situația și noi am demonstrat asta în instanță de judecată, aplicând precedentele Curții Europene pentru Drepturile Omului. Noi înțelegem de ce Biserica Ortodoxă, reprezentanții acestea, nu vor să înțeleagă importanța respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Și ele nu vin deloc în conflict cu culturile religioase. Dimpotrivă, cultul religios, indiferent de care n-ar fi, el este protejat. Știm foarte bine că libertatea și convingerea religioasă sunt un drept fundamental a omului. Problema este că la noi în societate, reprezentanții Bisericii Ortodoxe aduc situația la absurd prin aceea că insistă că cele ce au ei de spus, conform scrierilor biblice, este ultimul adevăr. Și când o fac în biserică, e una. Da? Deci asta rămâne într-un spațiu închis, cum ar fi o discuție între liderul Bisericii Ortodoxe cu enureașii săi. Dacă în această discuție este ies prin mass media, în special când aceste surse de informare masă au pagini electronice și știm foarte bine că cu regret încă nu se aplică dreptul de a fi uitat, da, pe pagina electronică, dai la căutare numele oricui care măcar o dată a ieșit electronic și el este în internet, el întotdeauna va ieși. Asta e o răspundere și mai mare când poți, datorită funcției tale, datorită încrederii pe care oamenii o au în tine. O răspundere mai mare porți când ieși și spui anumite lucruri, indiferent cum le spui. Noi trebuie să înțelegem. Deci are diferență opinia unui lider religios de opinia, spre exemplu, a celor grupuri protestatari care ați văzut că erau destul de agresivi? Altă valoare. Noastră vedeți, reprezentații Bisericii Ortodoxe întotdeauna vin în mantie, întotdeauna vin cu simboluri religioase, întotdeauna vorbesc despre scrierile biblice. Ei au un anumit rol, ei sunt lideri a Bisericii Ortodoxe, ei se bucură de încredere, oamenii cred în ei. Un simplu enureaș să spună că asta este păcat. Să găsesc 2-3 care intră în discuții despre asta. Un lider a Bisericii Ortodoxe când declară acest lucru, e liniște. Și se urmează, se repetă. Să nu uităm de faptul că nivelul inteligenței multor oameni la noi din țară lasă de dorit. În sensul că ei nu gândesc, nu aduc propriile argumente. Ei repetă, pentru că au enormă încredere, în special în reprezentanții bisericii. Trăim vremuri foarte grele, cultura la general a populației a scăzut semnificativ, sărăcia îi împinge pe foarte mulți oameni în diferite culte religioase, nu zic în anumite, dar ei își găsesc o împăcare venind la biserica ortodoxă sau în alte culte religioase și atunci ei implementează în propria viață ceea ce învață în religia pe care o împărtășe. Mă întreb dacă fețele religioase din Republica Moldova au o atitudine ostilă față de comunitatea LGBT, dacă membrii comunității LGBT au încredere în biserică și dacă domnul părinte Mihail Pana zice că ușile sunt deschise, sunt într-adevăr aceste uși deschise pentru gay și lesbiene ca să împărtășească o anumită credință sau anumite valori religioase sau să discute
cu părinții despre problemele lor, așa cum o fac mulți credincioși? De fapt, persoanele LGBT sunt cetățeni ai acestui stat și sunt foarte și foarte diferiți și faptul că aparțin unei orientări sexuale nu îi face un grup separat. Da? Deci, la fel cum am întrebat, sunt oare femeile blonde religioase, sunt oare femeile cu căprui religioși, nu pot răspunde pentru că femeile blonde sunt diferite. La fel și persoanele LGBT sunt total diferiți, toți. Printre ei sunt atei, printre ei sunt agnostici, printre ei sunt creștini, printre ei sunt musulmani, printre ei sunt martorii lui Jehova și așa mai departe. Deci asta depinde de religia care o poartă părinții sau de propriile căutări în acest sens. De-aia eu nu vă pot răspunde, nu vă pot da un răspuns despre cum sunt persoanele homosexuale în Moldova, sunt ele religioase sau nu. Evident că sunt și persoane religioase, sunt și creștini ortodoxi, sunt și de aia care merg la biserică și evident că nu-i spun preotului că sunt homosexuali, pentru că își dau bine seama ce ar însemna asta pentru ei. Și evident că acești oameni aud de la preoți în care au încredere că homosexualii sunt bolnavi, că ei sunt ca câinii, că ei nu merită să fie în viață sau să intre în această biserică și tot asta se răsfrânge foarte negativ asupra sănătății lor mentale. Pentru că este foarte complicat când o persoană în care ai încredere îți spune cât ești tu de rău și ce meriți tu și ce nu meriți. Mă întreb, în situația în care aceste persoane nu găsesc sprijin nici din partea bisericii, nici din partea familiei sau a prietenilor care îi acceptă doar în 14%, așa cum spun studiile, ce au de făcut? Unde pot să-și găsească sprijin și astfel încât să trăiască liber, cu drepturi depline într-o țară democratică? Încearcă să se întruneze într-o comunitate. Deci încearcă să găsească oameni care sunt ca și ei, homosexuali, bisexuali, transexuali. Încearcă să găsească oameni care au aceleași probleme cu societatea sau cu părinții, ca să discute. Se fac grupuri de suport, se fac prieteni printre comunitate. Deci asta este o ieșire foarte și foarte bună. Mai sunt totuși în Republica Moldova o sumedenie de specialiști prietenoși, sunt psihologi prietenoși, sunt medici prietenoși, sunt, nu știu, avocați, deci în oricare, de fapt, specialitate, sunt oameni prietenoși, persoanelor LGBT, cărora li se adresează și cu care discută. Gradual Moldova se deschide, își deschide hotarele, își deschide mințele spre mai multe moduri de viață, spre mai multe culturi, mai multe religii, da? Mulți migranți de ai noștri care au mers peste hotare să muncească și să-și facă un ban, se întorc acasă schimbați, da? Și schimbați înspre bine. Și ei aduc și contribuie la dezvoltarea unei culturi pluraliste, tolerante și cu respect față de diversitate. Acum, momentul când poți să ai o discuție așa numită civilizată, da? Una bazată pe respect reciproc, da? Cred că încă e destul de departe în timp, în special când vorbim despre instituțiile care dețin puterea. Biserica este una dintre asemenea instituții. Aici, deci, jocul puterii este unul complicat, complex, care trebuie deconstruit pas cu pas și care ar fi mult mai simplu de făcut dacă ar exista bună intenție și bună dorință. Da? Pentru că pomeneați dumneavoastră mai sus despre primele lege, legile care au urmat, și până și Scriptura operează la început cu ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, ca în Noul Testament să zic că pune alt obraz. Da? Eu zic că o schimbare trebuie să apară și trebuie să fie una treptată. Ea poate să apară numai atunci când noi nu o să credem că cineva e cineva, dar cineva e mai puțin ca cineva. Da? Atunci când o să ne respectăm și o să comunicăm de la egal la egal și o să înțelegem că în lume nu există adevăruri absolute, da? Că într-un sigur spațiu pot conviețui mai mulți oameni cu mai multe opinii, cu mai multe idei și noi deja avem așa fel de exemple. În Moldova avem localități compact populate, da? După criteriu etnic sau religios sau mai știu eu care. Da? Și oamenii ăștia deja au experiență. Eu zic să mergem acolo, asta e o bună practică. Și să învățăm de la ei noștri, că noștri știu cum să o facă. O rămas numai să multiplicăm practica asta. În ce mod sunt potrivite aceste opinii care le-ați ascultat, părinte Mihail Panas? Credeți că e posibilă o discuție civilizată despre aceeași homosexualitate, despre drepturile unei minorități care, iată, îi se îngrădesc anumite drepturi, cum ar fi
cel de a munci, de a protesta. Astăzi am văzut gardă, iată eu aici în studio. Și să mai spun. Sunteți un exemplu. Poate că da. Și poate că asta va fi un efect. Ce să facem? Eu am făcut seminarul Academiei Aspirantoră, am lucrat în domeniul extern, sunt doctor în teologie și în istorie și cunosc toate astea. Și când aud așa marginalizat, că e că ei acolo fac așa. Dumneavoastră știți ce e teologie? Eu sunt membru a Conferinței Internaționale Țărilor Balcanice și toate conflictele care sunt. Știm ce. Și dacă v-am vorbit mai clar despre decalog și am anumit poate cumva pe că și ei sunt gay sau cum, păi dar nu-i normal și mă rog să propagă. Își vor drepturi. În opinia noastră. E păcat. Și păcatul, e că iar din nou mă scoateți așa că să vă vorbesc apăsat. Păcat. Este cuvânt de proveniență. Cum o să vorbiți apăsat? Noi nu suntem doi ștani aici. Foarte urât ați spus acum. Păi da, dacă vorbim paralel, nu? Părinte, vreau în acest context, dacă tot vorbiți despre păcat, vreau să vă întreb dacă o relație, să zicem, amoroasă dintre un adulter, da? Este un păcat. Are acea persoană dreptul să muncească dacă are acest păcat? Eu mă întorc din nou la păcat. De ce comunitatea LGBT, dacă considerați că este păcat, nu ar trebui să muncească, să învețe, cum s-a exprimat și episcopul Markel? El răspunde și el vă tălmășește situația. Eu vorbesc din nou de păcat. Păcatul e de proveniență latină. Picatul. Căzut. Și omul când încalcă anumite reguli, deci el iese din armonia lucrurilor. Deci ești profesorul, spune elevul, te-am picat. Am greșit acum? Da, când vorbiți ca un profesor, când, când face adulter, și când ucide om. Da, ce facem cu păcatele e din păcat, această păcat, societate? Și când el cum le rezolvăm? Rău am spus. Cine e păcat? Cine decide? E păcat. Cine decide? Biserica păcat. Sau Dumnezeu? Cine decide? Dar așa e stabilită doctrina morală a creștinului. Cine răspunde? Cine stabilește? Dumnezeu sau oamenii? Dumnezeu cine sau biserica? Cine face păcatul? Așa el răspunde. Corect, în fața Dumnezeu. S-a pocăit? Nu știm. Singur bunul simț a omului îi spune că s-a îmbunătățit situația. Dar eu aș vrea să spun despre păcat. Pentru că eu admit că ar fi un păcat homosexualitatea în unele religii. Admit că așa este și pe mine nu mă privește. La moment când eu nu fac parte din această religie, de ce mie trebuie să mi se impună? Uh-huh. Asta este prozelitism religios, de fapt. De ce mie, o persoană care nu este, de exemplu, creștin-ortodoxă, trebuie să mi se impună dogmele creștin-ortodoxe și care sunt păcatele lor? Bine, dacă vin la dumneata în biserică și spun că, uite, eu vreau să-ți ascult ceea ce îmi spui tu, da, predica, atunci eu am să ascult cu mare plăcere despre păcate, am să-mi încerc să-mi schimb viața sau conform după cum consideră liderul religios. Dacă eu nu sunt din această religie, de ce mie trebuie să mi se impună unele norme a acestei religii? Iată asta, de fapt, este problema de bază. Pentru că religia creștină ortodoxă în Moldova se consideră una mai presus decât alte religii sau mai presus decât legea. Și aici este problema care trebuie rezolvată. Nu știți istoria Republicii Moldova. Și aici asta este problema care trebuie rezolvată cu Biserica. Moldova este un stat laic în care sunt o sumedenie de oameni de diverse religii și de diverse sau fără religii. Și toți au dreptul să o țină. Și eu înțeleg foarte bine, că este un interes financiar a bisericii să aibă cât mai mulți enuriași. Înțeleg bine că se supără când își pierde enuriașii și când apar mai multe religii care iau acești enuriași. Dar oameni buni, haideți să încercăm deja să gândim diferit, pentru că suntem în secolul 21, nu mai suntem în secolele când încă se vânau vrăjitoarele și se dădeau peruc. Cel puțin în ziua de astăzi se vânează pe rețelele de socializare din nou persoanele gay și lesbiene, pentru că cel puțin
Un băiat, Mihail, pe care l-am întâlnit câteva săptămâni în urmă, mi-a povestit despre istoria lui, modul în care a încercat să își facă un prieten și a fost mai apoi bătut de către un grup de necunoscuți care s-au dat drept prietenul lui. Să vedem istoria lui, după care revenim în studio. Mihail, am înțeles că ai fost bătut de către mai mulți băieți pentru că ești gay. Poți să ne dai mai multe detalii? Ce s-a întâmplat? Cum te-ai întâlnit cu ei? Și cum tu privești toată situația asta? Am făcut cunoștință cu un băiat de 18 ani la znakomstvo. Și adică ne-am schimbat cu noi telefoane, m-am sunat și am venit în parc și am făcut cunoștință cu dânsul. El a venit, tot normal. Și au zis că au mai venit mai mulți băieți, adică în minute și au mai venit mai mulți băieți, m-au cujurat pe scaun și au început să mă josească, să spui cuvinte murdare, au turnat ăsta cșet în cap. Adică așa, și... Adică erau pregătiți ca să fie... Să mă josească, anume ca gay. Cât timp ai făcut cunoștință cu acest băiat de internet? Undeva vreo 2 luni. Te-au mai urmărit acești băiați? Câți erau ei la număr? 6 erau. Un grup. Te-au mai urmărit după asta sau? Nu, după aceea m-am lăsat în pași. Adică te-au bătut, te-au lăsat acolo? Da, și eu m-am jăluit la GenderDoc și sunt niște gomofobi. Crezi că în Moldova se va schimba vreodată percepția oamenilor față de gay, lesbieni? Da, cred că da. Că de-am Uniunea Europeană, bine că am ales să fim cu Uniunea Europeană, că unde se respectă toate drepturile omului. Aceasta a fost istoria lui Mihail, un băiat tânăr din municipiul Chișinău, care, iată, a fost amăgit pe rețelele de socializare, după care bătut. Vrem să aflăm de la Angela Frolov dacă ați înaintat o petiție și dacă îl sprijiniți pe acest tânăr, pentru că știm că nu are un alt sprijin decât cel de a se adresa la GenderDoc ca să îi se apere careva drepturi. Vreau să vă spun că cazul lui Mihail este doar unul din multe, o sumedenie de cazuri adresate organizației noastre, când bărbații gay și nu femeile, doar despre bărbați este vorba, sunt vânați pe site-uri de socializare, scoși la întâlnire și acolo atacați, bătuți, li se fură tot ce au prin buzunare sau îi înjosesc, îi filmează pe camera video și apoi distribuie acest spot prin rețelele de socializare. Deci sunt foarte multe cazuri, de toate cazurile, evident, noi ne ocupăm. Toate cazurile, dacă nu încă au ajuns, vor ajunge în judecată, cu siguranță. Cazurile care deja au ajuns în judecată, persoanele găsite vinovate și în toate cazurile au fost găsiți vinovați, deja stau la închisoare. Deci apelul meu este că dacă oamenii, bărbații, cred că dacă bați un gay, nu ți va fi nimic pentru aceasta, greșesc amarnic. Dacă bați un gay, este și mai serios decât dacă ai bate un alt bărbat, pentru că este crimă de ură. Îl bați nu doar pentru ca să-l furi, dar îl bați din ură. Să înțeleg că aceste persoane până la urmă își pot găsi un anumit sprijin, dar întrebarea mea rămâne aceeași. De ce se întâmplă o astfel de situație în Republica Moldova când gayii, pentru că sunt gay, trebuie să fie bătuți sau înjosiți sau li se respinge o anumită oportunitate, chiar aceeași de a munci, de a învăța sau de a avea o familie? Cred că majoritatea răspunsurilor au fost date astăzi în studio. Vedem discursurile de ură, vedem nivelul de homofobie ridicat în societate și vedem că statul la moment nu este capabil să facă ceva ca să schimbe această situație, să informeze oamenii despre ce este homosexualitate, pentru că de fapt un om nu este interesat să meargă el singur în internet să-și caute informații despre ceea ce mai puțin îl doare.
ca să afle de fapt că homosexualitatea este una din norme ale naturii, că nu este boală, că deja de mult savanții au un răspuns unanim în acest sens. Oamenii nu sunt interesați să afle, sunt manipulați, au informații eronate, au o sumedenie de prejudecăți, de aici vine ura, mai sunt frustrați, mai iau careva probleme personale din viață care încearcă să-și verse această ură sau această frustrare găsind pe cineva vinovat, deseori asta fiind un bărbat gay. Deci asta este situația din țară care trebuie schimbată, pentru că astăzi sunt gay, deja încep și astăzi din studio vedem, iarăși se întoarce situația cu evreii, cu antisemitismul și aceeași problemă o au și persoanele de culoare din Republica Moldova, aceeași problemă o au și Liga Musulmană, deci foarte multe grupe minoritare au această problemă și trebuie rezolvată urgent, pentru că se poate ajunge la întâmplări foarte serioase. Ce aveți de spus, părinte Mihail Panas, la această situație? Ați văzut și istoria acestui băiat care a fost într-un fel sau altul amăgit de către un grup de băieți care nu-i acceptă, să zicem așa, orientarea sexuală pentru fapt pentru care a fost bătut. Ce aveți de spus la acest subiect? Din ce cauză sunt bătuți aceste persoane? Eu și față dumneavoastră, dar și pentru cei care ne vor asculta, că biserica niciodată nu a instigat violențele și pe nimeni nu a impus. Că el este om stricat, e stricat. Că e un bețevan, că ce este, așa e. Lucrează păcatul care este în el. Dar situația în care noi suntem, în segmentul de viață, da? Supra-dozat cu diferite noi tehnologii, cu supra-secularizat și așa mai departe, lumea e clar că ea nu este bine pregătită. Ea e provenită din mediul totalitar ateist, mentalitatea noi ce. Aici, dumneavoastră, tot mă luați pe mine că ea ca așa eu nu m-am exprimat, că nu știu ce. Păi, iertați-mă, ce să mai spui? Ce să mai spui când situația e pe față, în fața ecranului? Când rezultatele discursurilor de ură lansate de persoane... Eu ură niciodată n-am promovat-o. Eu am slujbă în San deja din 76. Și am slujit în foarte multe locuri. Cuvântul și cât de dăunător poate fi cuvântul. Nu fiți, vă rog, așa... De asta astăzi noi auzim de la Biserica Catolică scuze pentru molestarea copiilor mici, pentru instigare la ură, pentru vorbi netolerante care au dus la război, la vărsare de sânge și multe alte chestii. Ei deja au înțeles. Deci să înțeleg că pentru a avea o discuție sau un dialog despre opinii pe care noi le împărtășim diferit, nu este posibil acest lucru, pentru că... Nu se scoate așa în emisiuni. Noi promovăm cultura poporului moldovenesc, care încă cu greu se auto-identifică. Treci prin atâtea greutăți, prin atâtea fel de probleme. Dai să vorbești ceva așa de suflet, că aud de psihologie. Dumneavoastră știți ce înseamnă e psihologos? Cuvânt despre suflet. Cum poate să vorbească o societate laică despre suflet? Bine, nu. În același timp, cum o societate ar putea să vină cu astfel de intimidări față de comunitatea LGBT? Este aceeași întrebare noi, care ar adresa o... Noi intimidăm pe noi când ne înjosesc și chiar aici te rap și sare cu cuvântul. Nu se poate așa. Noi avem forma noastră a gândirii, da? Și trebuie să fie adecvată lucrurilor. Dacă nu ne trebuiește distrugerea aceea și mă rog așa, nu-i bine. Dar dacă ești gay și îți place așa, dar du-te, cum spune, că așa ți-i, poate și-ai vrei. Ca atare chemarea noastră că noi să ne îndreptăm, iată. Să ne îndreptăm. Să nu ucidă pe oameni, să nu fure. E bine că au furat încasătoare și acolo. Îmblă poliția și se uită și nu știe ce. Ce fel de semnale astea este?
Au fost, din câte am văzut din imaginile video, persoane care doreau să stopeze acest protest. Din ce cauză s-a întâmplat acest lucru? Pentru că nu există respect față de o altă opinie, alte păreri, oamenii care au o altă orientare sexuală. Oamenilor noi, așa-i sunt. Oamenii scăzuți. Și prea decăzuți. Nu percep lucrurile. Și până la urmă nu am aflat un răspuns. De ce fețele bisericești spun că homosexualii nu ar trebui să muncească, să învețe, da, să aibă familie? Până la urmă este un mesaj. Dar e o chestie că biserica niciodată nu o să accepte... Iertați-mă, de asta e măgăreală. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa. Păi da? Dar cum vrei? Și i-a dat ajutor în viață. Ați făcut Dumnezeu acum măgăreală? Eu să mă rog, ce? Eu corect am înțeles. Deci, homosexualismul e măgăreală. Dacă n-a spus că Dumnezeu a făcut pe oameni după chip sau? După chip și asemănarea sa. Și i-a dat și femeie. Și i-a binecuvântat și a spus, creșteți și înmulțeți-vă. Femeia nu-i om? Mi-a... Suntem obiecte de multiplicare, oricum. Păi, dar de ce nu înțelegeți textele? Așa tălmășit și lucrurile. De ce e că așa se întâmplă tensiunea asta? Eu nu sunt obligată să le deci înțeleg. Dumnezeu când l-a creat pe om. Auzi, apoi nu mă bate la cap. Sunt diferite denominații protestante acolo din Occident, sunt și de alte în genere păgâni și tot. Noi vorbim despre doctrina ortodoxă. Și am auzit eu cam cum vă exprimați așa, că nu e corect vă exprimați în prezența mea, mai ca atare așa. Dar m-am încurcat. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa. Și când spune că i-a creat și femeie, asta nu înseamnă că femeia nu e om. Este om. De ce nu înțelegeți? Și eu când spus și creșteți și vă mulțeți. Vreți să vă doresc așa câte un gheie acolo pereche de viață? Hai, poftim. Da. Deci, acest... Rezolvați, da? Singur, sunteți bravi, dar atunci aia că vedeți și atunci nu spun să vedeți pe mine vinovat. Eu vă mulțumesc mult pentru aceste opinii, pentru toate mesajele care le-ați exprimat și pentru unele iertări care au fost auzite aici în studio. Sper că această discuție va avea loc și după micile ecrane, dar vreau să vă asigur, doamnelor și domnilor, că persoanele LGBT au aceleași valori, împărtășe dragoste, familie și vor să aibă copii, însă dacă se simt cu adevărat fericiți în Republica Moldova, putem afla doar din scrisorile și mesajele dumneavoastră pe care le așteptăm la info@discriminare.md. La fel vă încurajăm să ne apelați la aceeași adresă dacă considerați că drepturile dumneavoastră v-au fost lezate. Cât timp are nevoie Biserica și societatea moldovenească să accepte pe deplin orice persoană în calitate de vecin, coleg de muncă sau membru de familie, indiferent de etnie, sex, gen sau religie. Nu este cert, însă nu disperați, suntem aici pentru a crea un loc de mai bine. Alături de dumneavoastră a fost Natalia Ghelașcu și vă doresc drepturi pe deplin. Toate bune!